Pe lângă toate aceste proiecte, fonduri europene, fonduri guvernamentale, din bugetul de funcționare al Consiliului Județean și de dezvoltare, Consiliul Județean va investi în compartimentul de sterilizare 1 milion de euro pentru a finaliza tot ce înseamnă bloc operator și sterilizare în corpul A al spitalului. Tot din bugetul de funcționare și dezvoltare 2 milioane de euro pentru partea de echipamente medicale. Exact cum am promis în fiecare an, vom investi în continuare în acest spital astfel încât să creăm standarde cât mai bune și pentru cei care lucrează acolo și mă refer la medici și asistente, dar și pentru pacienți. Iar la Spitalul de Pneumofiziologie 500.000 de euro pentru echipamente și alte lucrări. Iar tot din bugetul de funcționare am alocat Spitalului Județean 3 milioane de euro pe partea de funcționare, și aici mă refer pentru plata utilităților, gaz, apă, electricitate, materiale sanitare și tot ce le mai trebuie acolo, iar Spitalului de Pneumofiziologie 700.000 de euro. Am gândit astfel bugetul să acoperim tot ce înseamnă nevoie tuturor subordonatelor, dar în principal spitalelor, că acolo, în momentul de față, ținând cont de pandemie, este marea nevoie.